dați-mi o definiție, de fapt, un mod în care dumneavoastră vă definiți ca medic creștin. Medicul creștin, trebuie să se raporteze la prototipul medicinii inițiale din interiorul bisericii. Medicinii din cadrul acestui program filantropic inițiat de marii asceți a Egiptului, Sfântul Pahomie cel Mare, este cel care inițiază un program de îngrijire a bolnavilor, de îngrijire filantropică a bolnavilor, în care îi include pe monahii săi ca parte a ascezei. Toată medicina și practica medicinei esențialmente este o asceză. Ca monah, să zicem că ești antrenat sau ai această vocație a ascezei, la care răspunzi în măsura slăbiciunilor, a posibilităților, a devenirii tale. Medicina însă, de la începutul studiului ei până în ultima zi când o practici, adică când închizi ochii, că medic nu ești când ești la pensie și îți vine talonul de pensie, ci ești medic până în ultima clipă. Ei bine, este o continuă asceză, o continuă renunțare la timpul tău, mai mult sau mai puțin, la odihna ta, la energia ta. Medicii căsătoriți la familiile lor, o renunțare pentru a te dărui bolnavului, pentru a te dărui bolnavului la patul lui, pentru a lupta pentru bolnav, pentru că în momentul de față medicina este o luptă, trebuie să-ți împingi bolnavul către celelalte specialități, să obții ajutor pentru el, că uneori nu poți să faci față singur. Și mai este o asceză în amonte. Orice medic care se respectă, orice doctor care are această vocație, trebuie să se dăruiască foarte mult studiului. Medicina este o știință, este un univers într-o continuă evoluție. Dacă nu reușim să ne punem la punct cu această evoluție, riscăm să facem greșeli. Mai mult, toate acestea trebuie îmbrăcate într-o moralitate dincolo de etica aceasta legislativă, ci trebuie îmbrăcate într-o moralitate creștină, și anume într-un curaj de a te lăsa în mâinile lui Dumnezeu. Sunteți profesor de matematică, sunteți profesor de fizică, dar v-aș întreba mai mult decât atât să ne vorbiți din perspectiva medicului. Ce înseamnă să te raportezi la suferința Mântuitorului pe de-o parte, ce înseamnă suferința omului pe de altă parte? Suferința Mântuitorului este prototipală. Este un prototip al suferinței absolute. Însă suferința cea mai mare este această suferință interioară. Hristos, înainte cu câteva săptămâni, câteva zile, îl înviase pe Lazar cel a patra zi înviat din morți. Îl înviase pe Lazar după 4 zile. Icoana aceasta a învierii lui Lazar este ilustrativă. Atunci când Lazar iese din mormânt, vedem de o parte și de alta pe cei care, pe martori, pe unii dintre martori, acoperindu-și fața, acoperindu-și nasul, pentru că ieșirea lui Lazar a fost precedată de acest miros greu al morții, al descompunerii. Această minune este fără precedent în istoria poporului iudeu până astăzi și a fost făcută în fața a mii de martori. N-a fost ca învierea fiicei lui Iair într-o
prezență redusă, da? Ci în fața a mii de martori. Acești martori l-au precedat pe Iisus la intrarea sa în Ierusalim, au propovăduit această mare minune, iar Iisus a fost întâmpinat ca un izbăvitor. În vinerea aceasta a patimilor, în dimineața aceasta, El a fost trădat de tocmai de cei pe care, cărora li se arătase ca însuși Mântuitor, ca însuși Salvator.